Sunt Mihaela de la MM Miha Crochet și astăzi vin către voi cu această poșetuță micuță. Ea are în diametru 24 de centimetri și intră foarte bine 2-3 telefoane, șervețele și un ruj și încă ceva. Este o poșetuță care am lucrat-o cu foarte multă dragoste pentru că este pentru o persoană specială. Și am început-o din centru, am făcut două capace, așa, și apoi la un moment dat am crescut, vedeți, pe fiecare rază, aici este crescut în 6 raze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar la un moment dat când am crezut eu că este suficient de mare, m-am oprit și nu am mai înmulțit. Evident că ea s-a ridicat așa. Apoi am pus capac peste capac și am încheiat-o. După ce am încheiat-o pe ea, i-am făcut și căptușeala. Nu, întâi am pus să am cusut fermoarul, pentru că fermoarul să intre dedesubt la căptușeală. Și am pus apoi curelușa. Am făcut un tutorial separat pentru curelușă, pentru că nu toată lumea vrea să-i pună această curea sau vrea un lan sau altceva, nu? Și se lucrează destul de ușor, mi-a intrat puțin material, nu știu exact cât, pentru că l-am pus în două și mi-a rămas din două bobine. Bun, vă doresc spor la lucru și acum hai să mergem într-un tutorial pas cu pas. Începem lucru cu un inel magic. Croșeta este de 4 și fac așa. Un ochi de lanț și 6 piciorușe scurte. Nu trebuie să lucrăm încă prea strâns. Avem nevoie să intrăm cu croșeta mai jos și avem așa 2, 4, 5 și al 6-lea. Strângem, dar nu de tot și vom intra în direct în primul picioruș, punem un semn, da? Și vom intra în primul picioruș, dar nu aici, în aceste două bucle. Vom intra dedesubt, să luăm și această buclă, a treia buclă, da? Să pătrundă printre cele două bucle. Și aici vom face deja înmulțiri. Câte două. În al doilea la fel. Deci nu intrăm aici. Intrăm între aceste două piciorușe și să ieșim prin spate între aceste două. Da? Tot cu mulțiri. La sfârșit să avem 12. Și așa și la acesta. Avem 2, 4, 6, 8, 9,
Și aici încă 2. Deci avem așa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pe dos ne iese așa. Abia acum putem să strângem mai tare găurica să închidem. Mi-a ieșit semn. Nu face nimic, îl punem înapoi. Bun. Dăm semnul aici. Și acum vom începe din prima cu mulțire. Și la fel. Deci intrăm prin buclă, prin spate, să luăm toate 3 buclele. Și facem înmulțire. La al doilea, picioruș scurt. La al treilea, înmulțire. La al patrulea, picioruș scurt. Deci facem o mulțire și un picioruș scurt până la capăt. Am ajuns la capăt și avem o mulțire, un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt. Acum avem 18 piciorușe scurte. La rândul următor dăm semnul și vom face o mulțire, deci în același loc 2 piciorușe scurte, în următorul picioruș scurt și în următorul tot picioruș scurt. Deci, repetăm. Înmulțire. Două piciorușe scurte. Unu. Doi. Deci la acest rând vom face o mulțire, două piciorușe scurte și vom ajunge la 18, la 24 de piciorușe. Deci am terminat și al patrulea rând și avem 24 de piciorușe scurte și vedeți cum începe să se vadă unde se înmulțește, mereu pe primul și apoi se fac celelalte piciorușe scurte. Bun, la acest rând vom începe la fel, cu o mulțire. Înmulțire. Și acum 3 piciorușe scurte. Unu. Doi. Trei. Și din nou. Înmulțire. Și 3 piciorușe scurte. Unu. Doi. Da? Continuăm până la capăt. Termină și acest rând. Se vede acum unde sunt înmulțirile? Că aproape nici semnul nu mai ne trebuie. Deci vom continua să facem aceste 6 înmulțiri. Că în curând o să se vadă și colțurile.
Și continuăm cu aceste 6 înmulțiri și piciorușe scurte între ele. Da? E, acum avem 4 de făcut. Piciorușe scurte, da? Deci 1 2 3 4 și iarăși înmulțire, da? Și așa mergem până la dimensiunea care o dorim. Eu am mers pe cealaltă jumătate până am 8 aici, 2, 4, 6, 8, 10, până la 10 piciorușe de înmulțire. Eu mi-am pus semnul aici pentru a ști unde se termină rândul. Da. Și la un anumit punct, când după ce am terminat aceste 10 piciorușe de distanță, de înmulțire, nu am mai mulțit. Vedeți? Aici nu am mai mulțit. Și acum voi rămâne așa pe astea 3 rânduri, o fac și pe cealaltă și le unesc. Hai să continuăm cu asta. Am ajuns cu amândouă părțile până aproape de capăt, cu ultimele două m-am oprit aici, ultimele două raze, da? Ca să o închid aici, o să pun un fermoar. Și acum la închidere, noi o să facem așa, că am încercat puțin să văd cum merge. Și să ne corespundă, dacă acesta este ultimul ochi de mulțire, noi să ne corespundă aici, așa, cu celălalt, de pe cealaltă parte. Asta înseamnă că trebuie să luăm pe acesta și luăm bucla inferioară și cu cea de aici, așa, și le încheiem. Așa. Și vom lua bucla aceasta, bucla aceasta, tragem fir pe dedesubt, bucla aceasta, bucla aceasta. Și continuăm să o închidem așa. Că mi-a scăpat un ochi. Deci, noi luăm așa, vedeți cum iese? Da? Iese foarte frumos. Numai bine de lucrat. Și luăm o dată de aici, o dată de aici. Tragem ața de desubt. O dată de aici. O dată de aici. Așa. Și mergem așa până la capăt. Tot am încheiat poșeta și uitați ce frumos iese. Să mai continuăm puțin, pentru că este foarte frumos. Deci luăm o buclă de aici, luăm o buclă de aici și strângem.
Bun, am ajuns la capăt. Am hotărât că aici este capătul pentru faptul că atât îmi este fermoarul. Da? Și este numai bun pentru poșeta. Și acum, voi încheia aici și voi coase catarama pe margine și voi pune fermoarul. Apoi voi pune căptușeala. Căptușeala am făcut așa. Am pus poșeta, am acoperit-o așa și apoi am tăiat-o. Acum voi merge să o cos semirotund la mașină. Da? Și de o parte și de cealaltă. Întâi l-am trecut cu ață mai groasă ca să-l pot echilibra, să-l pot coase bine și apoi l-am cusut finuț cu o ață albă. Albă e de nylon. Așa, ca să fie bine cusut. Iar acum, cu un ac foarte gros și special, o să cos catarama curelușa și o să-l cos exact aici la margine. Am cusut aici cu atenție și am trecut cu un picioruș, cu un rând de piciorușe mai în laterale, pe amândouă părțile, ca să-l pot fixa foarte precis și așa ține și marginea, ok? Acum vom merge și vom fixa și cealaltă parte și voi merge să fac căptușeala. Dragile mele, i-am pus curelușa, am cusut-o aici, pe laterale. După ce am pus fermoarul, am cusut bine și căptușeala. Da? V-am arătat cum am făcut, am îmbrăcat materialul și apoi am decupat-o la rotund. Da? Și ea este semi-rotundă, este ceva mai lărguță decât poșeta, pentru că așa trebuie făcută. Și mă bucur foarte mult că am realizat și acest proiect. Și vă aștept pe canalul meu să lucrăm și alte obiecte frumoase. Vă pup!